Domnule guvernator Armașu, distinși invitați, dragi colegi, sunt onorat să vă spun bine ați venit la Banca Națională a României. Încep prin a menționa că în acest an celebrăm 20 de ani de la semnarea primului acord de cooperare între băncile centrale ale României și Moldovei. Folosesc acest prilej pentru a întări afirmarea relațiilor de colaborare și de apropiere dintre România și Republica Moldova, dintre băncile noastre centrale, în baza valorilor și simbolurilor comune. Mesajul principal și permanent al Băncii Naționale a României este de parteneriat durabil și robust cu Banca Națională a Moldovei. De aceea ne-am dorit să continuăm într-o formă reglementată cooperarea între instituțiile noastre. De altfel, multiplele transformări în cadrul de reglementare aferent sectorului bancar, atât la nivel național cât și la nivel internațional, au impus încheierea unui nou acord care să îl înlocuiască pe cel în vigoare din data de 27 iulie 2001. Semnăm astăzi noul acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României. Obiectivul general al acestui nou acord îl constituie dezvoltarea și extinderea conlucrării în domeniile de interes reciproc, în vederea promovării unei bune funcționări a sistemelor financiare bancare din Republica Moldova și România. Extindem cooperarea în materie de consolidare a capacităților instituționale în sfera supravegherii și a gestiunii situațiilor de criză, în domeniul activității prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și a infrastructurii piețelor financiare, al operațiunilor cu numerar, al operațiunilor transfrontaliere sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al datelor și informațiilor în scop statistic. Continuăm cu lucrarea în exercitarea funcțiilor primordiale ale băncii centrale de asigurare a stabilității prețurilor și de asigurare a stabilității macrofinanciare în contextul tendințelor europene și internaționale. Distinsă audiență, domnule guvernator, în cei 20 de ani de colaborare în baza vechiului acord, am traversat mai multe perioade, marcate pe de o parte de traiectoria României spre Uniunea Europeană, pe de altă parte de evoluțiile din Republica Moldova. Banca Națională României s-a transformat treptat în acest timp din importator în exportator de asistență de specialitate, ceea ce a dat un impuls suplimentar relațiilor noastre. Amintesc cu acest prilej că și Banca Națională României a beneficiat anterior de asistență în procesul de transformare instituțională și structurală, având atunci, mai ales în anii 90, sprijinul Fondului Monetar Internațional, al Băncii Mondiale, al Trezoreriei SUA și al Rezervei Federale Americane, al Băncii Centrale a Olandei și a altor bănci centrale occidentale, iar ulterior al Băncii Centrale Europene. În perioada 2010-2011, specialiștii Băncii Naționale a României au oferit asistență tehnică în domeniul politicii monetare,
al analizei macroeconomice, al studiilor de specialitate și al utilizării seriilor de date statistice. Comunicarea deciziilor de politică monetară și elaborarea rapoartelor asupra inflației au constituit noi domenii de colaborare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României. Valorile europene reflectate de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova l-a semnat în luna iunie 2014, se regăsesc și în parcursul și progresele Băncii Naționale a Moldovei, ca urmare a numeroaselor proiecte de dezvoltare a capacităților prin strânsă colaborare cu Banca Națională a României și cu alte bănci centrale. În anul 2017 a fost finalizat proiectul de twinning numit Întărirea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene. Acest proiect, relativ recent, finanțat de Uniunea Europeană, a avut drept consecință progrese notabile prin adoptarea de către Republica Moldova unei noi legi privind activitatea bancară, precum și o serie de reglementări secundare legate de cerințele prudențiale și consolidarea cunoștințelor și expertizei personalului Băncii Naționale a Moldovei. Apropierea și relația privilegiată dintre Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei a fost evidențiată și de emiterea monedelor comemorative în anul 2018, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Domnule guvernator Armașu, distinsă audiență, din poziția mea de partener veteran al Băncii Naționale a Moldovei și datorită faptului că Banca Națională României a fost, într-un fel, un precursor al traseului dumneavoastră, plin de provocări, îmi permit să evidențiez și să apreciez progresele pe care le-a făcut instituția dumneavoastră pe drumul spre o bancă centrală de tip european, în vederea dezvoltării sistemului bancar și a consolidării stabilității financiare a Republicii Moldova. Vă adresez felicitări. În sală sunt specialiști care au lucrat cu instituția dumneavoastră, sunt prieteni comuni, este aici și președintele executiv al Băncii Transilvania, care a investit capital, expertiză bancară și încredere în Republica Moldova. Cu toții vă dorim succes în continuare în eforturile dumneavoastră. Știm că nu este ușor. Mai dorim să și doresc să adresez cele mai bune urări Băncii Naționale a Moldovei, echipei sale de specialiști. De fapt, reînnoiesc acum ce am transmis deja cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Băncii Naționale a Moldovei. În încheiere, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru activitatea realizată în cadrul grupului de negociere, care, grup de negociere, în pofida pandemiei de COVID-19, au definitivat textul acestui document. Noul acord de cooperare dintre băncile noastre centrale reflectă consolidarea fără echivoc a cadrului pentru dialog instituțional și cooperare și adaug eu, este un foarte bun instrument de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. În continuare, sunt onorat să-l invit pe domnul guvernator Armașu să ia cuvântul. Ceremonia de semnare a noului acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României va avea loc după cuvântul guvernatorului
Armașu, vă mulțumesc pentru răbdare. Și în ciuda cântecilor frumoase care le-ați auzit, este un semn bun, da? Stimate domnule guvernator Isărescu, doamnelor și domnilor, sunt onorat de invitația de a fi prezent astăzi aici pentru a consemna un moment remarcabil în relațiile de colaborare bilaterală între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, adică încheierea unui nou acord. Buna colaborare dintre cele două bănci centrale este durabilă și are deja o istorie. Este o reflectare a unei atitudini deosebite și deschidere reciproce de a realiza un schimb de informații sau consultări pentru funcționare eficientă și sigură a sistemului financiar bancar din România și din Republica Moldova. Trecem la o nouă etapă în cooperarea noastră, care se produce într-un alt context decât cel de acum 20 de ani, când a fost semnat documentul precedent. Acesta necesită a fi înlocuit. Din 2001 și până în prezent, în cadre de reglementare și activități a băncilor din Republica Moldova și România, au avut loc multiple reforme aliniate la cele mai bune practici care să răspundă noilor rigori și provocări. Astfel, a apărut necesitatea unui act de colaborare de alt nivel, cu o abordare mai aprofundată în afirmarea eforturilor ambelor părți pentru dezvoltarea sistemelor financiar-bancare conform standardelor europene. Ne propunem să dezvoltăm și să extindem cooperarea între BNM și BNR pe domeniile de interes comun, prin schimbul de informații, consultări, experiență și cunoștințe, inclusiv prin asistență tehnică. Documentul va accentua prioritățile în domeniul financiar bancar adaptate la obiective mai extinse. Încheierea acordului vine să sprijine și acțiunile Băncii Naționale a Moldovei, ce vizează implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Mă refer în special la prevederile ce țin de cooperarea dintre autoritățile de reglementare și control în domeniul serviciilor financiare. Noul acord dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României este cel mai cuprinzător dintre toate acordurile de cooperare semnate de Banca Națională a Moldovei, conținând cele mai multe domenii de cooperare. Extinderea semnificativă a acestora reprezintă o evoluție firească a relațiilor strânse de cooperare, dezvoltare între instituția încă de la fondarea Băncii Naționale a Moldovei, acum de 30 ani. Astfel, băncile centrale a Republicii Moldova și României vor conlucra în ceea ce ține de domeniul bancar, licențiere, supraveghere, achiziții de cote, etc. Conglomerate financiare, servicii de plată și emiterea de monedă electronică. De asemenea, cooperarea va cuprinde infrastructura pieței financiare, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, operațiuni cu numerar, gestiunea situațiilor de criză și alte dimensiuni. Aș vrea să menționez că pe parcursul anilor, colaborarea cu Banca Națională a României a avut o contribuție remarcabilă în dezvoltarea sectorului financiar bancar din Republica Moldova. În special, suntem foarte recunoscători colegilor de la BNR, care, alături de colegii de la Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, a oferit o asistență valoroasă în cadrul proiectului Twinning, finanțat de Uniunea Europeană.
pentru consolidarea capacității BNM în domeniul reglementării, supravegherii bancare. Acest sprijin a contribuit la alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, la implementarea eficientă a noului cadru legal și dezvoltarea capacităților de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei. Datorită gradului înalt de conformitate cu cerințele europene ale noilor legislației bancare din Republica Moldova, regimul de confidențialitate aplicat de BNM în domeniul supravegherii bancare a fost recunoscut de Autoritatea Bancară Europeană ca fiind echivalent regimurilor aplicate în Uniunea Europeană. Astfel, Republica Moldova a devenit prima țară din parteneriatul estic cu o asemenea recunoștință internațională. Respectiv, recunoașterea reformelor promovate de Banca Națională a Moldovei a facilitat dezvoltarea cooperării dintre BNM și autoritățile de reglementare și supraveghere bancară din Uniunea Europeană. A fost semnat și un memorandum de înțelegere cu Banca Central Europeană în acest domeniu. Apreciem de asemenea contribuția importantă a investitorilor din România, în special Banca Transilvania și BCR, care au contribuit nemijlocit la dezvoltarea sectorului bancar a Republicii Moldova și la promovarea bunei guvernanțe, conform standardelor și practicilor din Uniunea Europeană. Venirea pe piața bancară din Republica Moldova a Băncii Transilvania, una dintre cele mai mari bănci din România, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a reprezentat un moment important în reformarea sistemului bancar din Republica Moldova. A fost un semnal pozitiv și pentru alți investitori, preponderent din Uniunea Europeană, care au decis să investească în cele mai mari bănci din Republica Moldova. Banca Națională a României rămâne unul dintre partenerii principali de dezvoltare pentru Banca Națională a Moldovei. Și noi dorim să valorificăm cât mai eficient potențialul acestor relații speciale pentru implementarea cu succes a reformelor în sectorul financiar bancar din Republica Moldova. Domnule guvernator Isărescu, dragi colegi și prieteni de la Banca Națională a României, în numele echipei Băncii Naționale a Moldovei, vă mulțumesc pentru suportul și deschiderea de a ne fi alături ori de câte ori a fost nevoie. Vă dorim proiecte frumoase și în continuare. Vă mulțumesc! Sunt
astăzi.